Domnule Manoliu, sunteți din nou alături de campion la gala ROR anuală. Al câtelea an este că sunteți alături? Personal, sunt pentru a doua oară. Ce înseamnă campion pentru Credit Europe Asigure? Înseamnă un partener strategic deja pentru noi. La început mai mult a fost un sprijin din partea noastră, dar acum deja vedem și rezultatele comune. Este deja o îmbunătățire semnificativă și suntem convinși că relația va decurge din ce în ce mai bine. Care sunt principalele aturi care diferențiază campion în comparație cu ceilalți competitori din piață? Aș zice calitatea oamenilor care formează rețeaua, fără a însemna acest lucru că în alte cazuri oamenii nu ar fi destul de profesioniști, dar aici este o coeziune. Asta am simțit noi și probabil totul pornește de la liderii care au înființat campionul, domnul Tavi și doamna Dana. Pentru că am vorbit de parteneri strategici, în strategia Credit Europe Asigurări, ce loc au brokerii pentru anul următor? Din punctul nostru de vedere, brokerii de asigurare reprezintă echivalentul clienților. Nu ne adresăm în momentul de față direct cetățenilor și atunci îi tratăm ca pe niște clienți, iar toată lumea știe, clientul nostru este stăpânul nostru. Credeți că în 2014 pragul psihologic, să-i spunem deja, de 50% va fi depășit de brokeri în piața de asigurări? Sunt convins, mai ales că vom asista probabil și la o creștere a ponderii asigurărilor de viață intermediate de către broker. Iar partea de corporate, care este în continuă creștere, cred că va contribui și ea în mod semnificativ la depășirea acestui prag. Este doar o chestiune de timp și cred că timpul a sosit. Vă invit să încheiem acest scurt interviu cu o urare pentru campioni pentru 2014. Le urez succes. Cred că vor reuși să se autodepășească și ceea ce am auzit în seara asta că își propun să fie cel puțin în top 5, dacă nu chiar în top 3 la sfârșitul anului, cred că este fezabil.